diafragmele. Le curăț, le dezinfectez și le băgăm la stupi pentru iarnă. Uite așa, ia, să punem noi aici. Să le desinfectez cu clor. Încă eu am pe margine așa, am pus câte o cârpă bătut aici în cuișoare ca să țină etan și așa de pentru iarnă. Și eu știu un cârp asta. Nu, am zis să o desinfectez. Să nu fac eu filmarea lungă. Uite ce am aici, am o cădiță din asta de tablă așa. Și pun aici niște culori. Nu știu cât să fie acolo, vreo 7 kg de apă, 8. Băgăm niște culori acolo. Poate îmi pică și telefonul aici. Și bag aici. Cam mica asta. Și s-a udat cârpa asta cu clorul. Toată diafragma și o să le las la uscat. Și sunt desinfectate. Adică dacă să nu le fac nimic, eu zic că totuși e ceva, nu? Nu e nevoie să le țin mult acolo, că uite, cred asta se udă imediat de, până se usucă culorul, face el reacția acolo, destul. Bun, pauză că nu e interesant, nu? Știți ce e interesant? Dacă să are stopul plin de miere, plin de albină, sau când vinzi, nu știu, 500 de kg de miere odată. Dar treburile astea, nu așa că nu vă interesează? O vă interesează asta. Eu am ales să vă arăt și etapele astea care poate nu sunt atât de plăcute. Așa v-am mai spus eu parcă o dată într-o filmare. Ar trebui să fac două filmulețe. Unul când am stupii foarte buni, nu știu, într-un an, că eu de obicei am cam slab. Așa, și mai fac o filmare când scot miere multă și gata. Asta e toată apicultura. Două filme. Nu, toată apicultura e, uite așa, uite așa, cu muncă. Bun. Aici v-am arătat că, uite, am pus așa.
acoperiș și doi pereții fac așa cu lambriu. Am cumpărat niște lambriu din asta ca să nu bată ploaia. Oricum acolo era gardul ăsta. Și aici să văd, nu știu, cred că l-ați descoperit așa, sau poate să mai pun și aici ceva. Nu știu. Să fie așa ca un adăpost, uite cum curăț acum diafragmele, să stau și eu aici să le curăț bine. Ce vreau să mai vă arăt, toate ramele care le-am topit, le-am cerat după ele, astea sunt. Urmează să le, care sunt rame bune, noi, am și rame noi. Uite, asta, 2021 scrie. O să le bag în apă clocotită, să le dezinfectez, știți că am avut puedoros. Și le refolosesc. În apă cu culori, le dezinfectez și după aia o să pun din nou foițe pe ele. Aici sunt toate ramele, peste 100 și ceva de rame. O parte din ele la foc, o parte le recuperez. Boștina o am aici. Uite, așa, mai am un sac cu ăsta. E plin cu boștina. Trebuie să-l dau, dau la boștinare, știu. Asta e. Sper să o sterilizeze și ei cum trebuie. Ceară. Cam asta e situația. Deci e de muncă. Mai am de topit ceara. Am o grămadă de ceară de topit. După aia să merg cu ea la Ovisan să o fac faguri. Deci e de lucru. Aici nu au acces albinele. Se închide ușa asta bine și nu are pe unde să intre. Deci cam asta e activitatea de apicultor. Nu doar laudă că facem miere și că vindem miere. Și că, nu, e de muncă pentru stupi. Mai ales cei care au sute de stupi. Știe mai bine câtă muncă e. Așa, și mai am niște miere, niște rame. Care și pe aici trebuie să mai sortez, să vedem dacă sunt cu faguri deformați. Astea sunt rame de astea noi. Și clădite puțin, uite, asta e clădit așa puțin el. Și clădite în totalitate, să le sortez care sunt bune. Și dacă sunt cu celule de trântori, le dau la topit. Deci e de lucru, tată. E de lucru mereu. Plus de asta, să fac rame, adică să cumpăr. Trebuie să cumpăr rame. Să cumpăr rame și să mai fac, mai am de făcut o grămadă de rame pentru la an. Pe fiecare an, așa vreo 150-200 de rame trebuie să facă. Dacă dau mereu la casat, trebuie să... Astea sunt clădite puțin. După la roi. Da, cam asta e. Hai să vă arăt și partea frumoasă, mierea cristalizat. Da, uite cam așa, așa, așa. Da, mai am una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte rânduri. Șapte rânduri, 700 de chile. 100 de chile pe rând, e 10 pe 10. Așa, ce mai am eu aici? Rame cu miere. Cu hrană de iarnă. Nu pot să zic miere, fiindcă au fost... Stimula stupii și uite, rame de rezervă cu hrană, și mai multă și mai puțină, uite așa, uite, intră și viespele aici, ia, ia uite ce frumoasă asta. Ei, tu ce cauți mai aici, un greieraș, uite, greieraș, și tu mănânci mă miere, greieraș, uite ce a sărit, uite așa, deci mai sunt și rame la rezervă, am vreo 40-50 de rame de astea. Mai departe, ce mai avem? Mai avem niște varostop, mai avem varachet. Am și niște belte astea rusești. Uite cam... Cam așa merge treaba. A, și ce să mai vă arăt? Uite, astea le-am luat și eu prin PNA, da? 2, 4, 6, 8. 8 și un afumător nou. Prin PNA. Să vedem cât de contează, nu mai știu cât am dat, parcă 40 de lei sau 45 de lei un colector de astea de polen. Și nu știu, mi-au dat bani înapoi sau nu mai mi-i dă.
Alea, am mai luat aici încă două site de astea de trecura mierea și cam atât. A, și medicamentele. Deci n-am luat cutii sau macarale, cum am zis, că își cumpără câte unii. Bă, iau, mi-i destul, poate, dacă și am macara. Da, asta am luat și eu prin PNR. Afumător, astea, colectoarele de polen și două site de astea. Bun, vă las, că dacă ar fi să filmez, eu am de lucru o grămadă cu diafragmele mele, am peste 60 de diafragme, cred că 70 sau 80. Să le curăț de ceară, de propolis, să le bag pe toate în apa asta cu clor. Ar trebui să fac o filmare de câteva ore. Bun, cam atât, sănătate și numai bine.